Și apoi lumea arabă. Lumea arabă a fost o experiență. Primul an am fost la Al-Hilal. E ceva fantastic. Al-Hilal, acolo e văzută ca Real Madrid. Real Madrid al Asiei, deci n-a dus așa ceva. Condiții? Deci condiții, super condiții, super echipă, super ceva fantastic. Oriunde jucam, 20-30 de mii de... Că lumea spune, a, vă să lumea arabă. Nu există. Păi Al-Hilal ia campionatul România la pas, la 20 de puncte. Pe bune. Dar nu Al-Hilal și următoarele trei. Deci le ia. Deci nu vreau să jignesc. Deci da, nu. În Arabia Saudită sunt acum trei clase peste noi. Așa, păi gândește-te ca 8 străini care sunt plătiți. Acum avem un străin la Giugiac, în echipa națională, la Abu Dhabi, că fac o pare. Ce înseamnă un străin, da? Și zice, a, și mâine mă duc acasă, vin poimine, că avem liber. Păi zic, bă, ai avion, cu ce te duci? Avea privat. Avion privat, de câte ori vroia să duce. El se ducea acasă. Privat venea a doua zi, înapoi. Nevastă sau o problemă. Acum privatul, 5 ore, vei cu 5 ore. Privat, asta înseamnă. Da, să spun, e altceva. Dar ca fotbal, când v-ați dus acolo, cinstit. Adică a crescut cât a stat acolo sau i-ați găsit la un nivel ridicat? Noi găsisem la un nivel bun. Noi cu noi au ajuns în finala Ligii Campionilor a Asiei, dar varianta nouă mai grea. Da. Că înainte a câștigat Neapu Iordănescu, Ilie Balăci, au câștigat Liga Campionilor. Dar noi când ne-am dus, varianta grea ce înseamnă? Că trebuie să joci cu echipele din Japonia, Coreea, Australia. Corect. Mai înțeles? Da. Alea-s grele. Alea-s grele. Da. Mai ales acum cu fotbalul japonez în care s-a investit. Deci e diferență între campionatul... Ei ca portari, ca natura lor, buni? Sau e mult de lucru? Nu sunt prea talentați. Apropo și de chestia asta, că când m-am dus la fel, m-am dus la Al-Hilal, la fel. Aveam doi portari buni și mai aveam unul al treilea, plinuț, genul lui Puffy, când se mai îngrășea Puffy și pe urmă trebuia să slăbească. Se îngrășea și ăștia și băi, Flune, de ăsta nu mai trebuie să-l dăm, nu știu ce. Și am zis, băi, să mai vedem o lună și pe urmă găsim o echipă. E ăla al treilea mi-a plăcut cel mai mult. Pe bune? I-am spus lui Laur, vezi că ăsta e, nu, că e bă, Florine. Și Laur are încredere în mine și l-am băgat în poartă. A apărat omul, a jucat finale de Liga Campionilor, a luat și Olăroi la echipa națională, a ajuns al treilea portar. Ce tare. Da, spun. Ei trăiesc fotbalul? Foarte mult, da. Deci trăiesc și foarte, nu, foarte. Și au și ei sunt, cum să spun eu, nu este mai talentați ca ei, dar și ei au niște jucători talentați. Care au, cum să spun eu, genul lui, eu știu, Dobrin, Dumnezeu să-l ierte. Aveam la al Oagda, un jucător la fel foarte bun. Da. Deci sunt unii talentați, spui că nu e acolo, dar sunt și ei talentați. Bani mulți băgați? Foarte mulți. În tot, adică și în condiții, și în jucători. Și sunt în... echipele mari unde se bagă așa de mulți bani încât se bagă nelimitat. Adică bagi, ce să-ți mai zic, de asta câteodată unele au și probleme și plătesc la 3-4 luni. Fiindcă sunt foarte mulți bani. Când plătesc un salariu, e bugetul la noi pe un an, doi, eu știu, nu știu. Gândește-te că acum în Arabia Saudită sunt 8 străini și portar străini. Și ăștia străini merg cu privat, îți dai seama la ce să ajungi. Ți-e mai ușor ție ca antrenor de portari într-o astfel de lume, adică cu toate condițiile? Nu e ușor, fiindcă sunt puțin mai cum să spun eu, trebuie să le câștigi încrederea. În schimb, în România, cum era antrenor, ce spune antrenorul, aia e, deci acolo, un pic mai reticent, da, trebuie puțin să fii puțin diplomat și să intri pe supilea lor. Da. În momentul în care te iubesc până la, deci n-ai probleme, da. În momentul în care îi cerți și îi certa pe față și le faci observații cu asta, i-ai pierdut. Ce facem cu portarii noștri? Că ție vorba ta, ți-au trecut toți prin mână. Tătărușanul la... Așa pe hârtie... Hai să fim corecți, că acum nu vreau să jignesc pe nimeni, dar România, bun, Nița apără bine, un portar bun, dar niciodată n-a fost discrepanța asta în care el nu are concurență. Nița deocamdată. Radu nu apără. Aș fi vrut să apere Radu. Mie îmi place mult Radu. Nu apără. Pe hârtie unul e Inter, unul e Milan. Mai e un portar de la UTA, mai e un portar de la Astra, care e la Craiova. Da. Și nu mai e concurența care era înainte. De asta spun. Te ajuta în carieră? Foarte. Să știi că... Toată lumea mi-a spus la un moment dat, bă, Florine, ce ghinion pe tine că ai fost și... Eu cu Stelea și cu Prunea am crescut de la 8 ani la Dinamo. În aceeași echipă, aceeași antrenor, la Timar, toți. Am fost la Mircea Lucescu a paralizat, ne-a văzut pe toți trei la turneul final din 96. Noi copiii lui, ai lui crescuți în curtea lui Dinamo, noi în echipa națională la un turneu final. Și toată lumea spune, Florine, ce ghinion ai avut. Nu, n-am avut ghinion. Dacă nu era Stelea cu Prunea, poate eu nu eram la nivelul ăsta. Corect și asta. Dar ce sfat l-ai dea? Uite, să zicem că se uită acum la noi, cinstit. Adică, mă băiatule, tu trebuie să mai stai la Inter cât? Tu trebuie să mai stai, adică pleacă Donnarumma,
Tu ești acolo și la după ăla, de la Lille sau de la Lyon sau de unde l-au adus. Ce faci în momentul ăla tu? Hai să-ți mai spun ceva. Înainte, eu cu Prunea am apărat două meciuri, un an de zile. Deci a fost ceva... Da. Deci nu conta... Deci noi am apărat aproape un an, două meciuri și eram și la echipa națională, amândoi și apăram și... Și la un moment dat s-a schimbat antrenorul, a venit Roșu Moldovan, nu știu ce a început, el bă, să apere Prunea mai mult, nu știu ce. Și aveam contractul foarte mare. N-am acceptat, nu m-am gândit la bani. A zis, mă duc să joc, pentru noi contează echipa națională și să joc meci de meci. În schimb, acum, nu interesează. Am contractul bun, rămân. Mai înțeles? Asta e diferența între pe vremea mea și... E o diferență imensă asta. Pentru că toată lumea spune, el nu joacă, da, dar stă să-și ia banii. M-am dus înapoi la Gloria Bistrița, eu știu, la Dinamo, luam 5 lei și la Gloria Bistrița luam 1 leu și mi-a zis Neajan, băi, Florin, eu nu puneam banii, ce, te iau cu, vină în coate. Deci te-ai dus numai ca să, pentru că, să apăr, să apăr, am renunțat la bani la tot, să apăr. Și Dumnezeu m-a ajutat ca să vezi cum e viața, iar nu ne-am umplut de bani, dar la Bistrița luam bani, că mai erau și meciurile amicale câteodată. Da. Și, da, să spun. Și am zis, pentru mine e important să apăr, să văd publicul, lumea, să simt și eu. Și asta a murit. Asta a murit clar. Da. Adică las că stăm acolo, luăm bani, suntem în pole position de a ne mai aduce un portar peste noi. Un jucător, nu contează. Și noi nu ne supărăm, rămânem în continuare, dar nu se îndepărtează echipa națională, adică poți să chemi o rezervă. Hai să fim corect, că calitatea din ce în ce mai slabă. Calitatea din ce în ce mai slabă echipa națională. Deci, calitativ, noi în fiecare an suntem mai slabi. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Băieții sunt super băieți și asta, dar plus că echipele la care joacă. Nu mai se joacă. Păi înainte, mi-aduc aminte, în 91-92, venea la națională, venea Real Madridul, Hagi, Gică Popescu, Eindhoven, Neluțu Sabu, Feyenoord, Stelica Spania și stăteam până la 3 dimineața și fiecare la Săftica, unde eram condiții de, ce să zic, nu era Meriot. Și stăteam până la 2-3. Și stăteați și ei povesteau. Belo, a venit Belo după o perioadă lungă. Da. Atunci Belo, stăteam și uiteam și mă uitam la ei ca la niște zei. Și ei ascultam. Și povesteau. Fiecare de la echipele lor, ăla zicea, bă, nu ne dă vin înainte de meci. La bă, nu știu ce. Și rămâneam tâmpiți, ce în străinitate, ce diferență. Și au, încă o dată. Și au venit jucătorii de la Național și au făcut meniu. Ei au făcut meniu. Gică Hagi, dă-i drumul la paste, mâncăm paste. Ce mâncau ei acolo? Ce mâncau acolo? Bravo. Ăla, apă plată, să fie apă plată, nu mai bem minerală. La fel, nu mai mâncăm carne de porc. Noi mâncam carne de porc, mamă, era nebun. Cartofi prăjiți, carne trecem de porc. Pe, da, fără prăjeală. Au început. Ei au făcut meniul, lui Gelu bucătarul, el a făcut meniul. Și zice, nu mai ne aduceți bufet suedez. Au venit mai spunea poc în fața. Păi să poată omul să aleagă să... Păi, îți dau un exemplu. Eram în, cred că 85-86 și era mami, spuneam noi, o femeie, Dumnezeu să o ierte, cred că a murit, la bucătărie. Și mă duceam și eu, să făceau șnițele. Da. Și zic, mami, un șnițel. Și zice, pentru cine, mami? Și zic eu, pentru mine. Pac, un om micuț acolo. Da, face nimic, pac. Păi m-am prins eu tot, șnițele. Și păi mă zic, mami, ușnițele, pentru cine? Pentru cămătarul. Pac, un șnițel mare. Face nimic? Mi-am dat seama că camii toți le mai lovea și le ajuta. Dar fiind copil, ce să-i dau la femeie? Pentru cine? Și a zis, poc, ia-l pe ăsta. Ia-l pe ăsta, că tu ești mic, mai ai timp să crești. Da. Deci vezi, uite, nici asta nu se știe că fotbalul românesc s-a schimbat mult. Mult, foarte. Grație acestor jucători care veneau din afară, că noi... Multă lume nu știe. Probabil că și acum cu cartofi prăjiți și cu... Păi și cu prăjeală. Da, prăjeală, cartofi prăjiți, apă minerală și mâncam ce ne dădea. Deși mulți dintre ei, când au venit Genilie Dumitrescu, au devenit subiect de bășcălie, când s-au dus pe la Bacău. Da, și au zis, ce avem asta? Și a zis, pârjoale, poale în brâu, și a zis, băgați paste. Și au venit grei. S-au dus direct la președintele clubului. Și a zis, ce face, doamne, scoate ăsta fasolea? Și s-a dovedit că Ilie Dumitrescu, Hagi, Gică Popescu, nu știu, au avut dreptate. De ce? Că oamenii veneau din campionate puternice. Da. Dar noi rămăsesem pe prăjeală, știi, cartofi prăjiți. Mai e atmosfera de acolo în fotbalul românesc? Care era atunci? E diferit acum, ți-am spus, e diferit. E atunci, mai rece, da, atunci eram toți ca o familie. Eu mi-aduc aminte, noi ne băteam Steaua Dinamo și ne înjuram pe teren, dar noi nu știe multă lume. După meci ne vedeam toți. Până mitul 90 era după meci, la Chinezescu, Minerva, dacă știi, acolo ne strângeam lunea și era masă Dinamo, rapid, și ne strângeam și ne pupam. Dacă intra cineva și făcea cruce. Toți fotbalistii. S-au omorât ieri. Da, nu? Da. Multă lume nu știe. Și lumea era nebunită să te bați în timpul meciului, să te bați, să te înjuri, să te... Da. Dar, și luni era acolo. Dar noi eram prieteni. Multă lume nu știe. Eram prieteni. Prieteni de familie. Îți vine să crezi că au trecut 25 de ani de la Euro? Nu vine să crezi, nu vine să crezi nici că m-am lăsat, că, mă rog, eu în biroul meu acum, mă rog, încă o dată, toată lumea zice, băi, Florin, ești nebun, te-ai uitat la Izvoran, zice, te-ai îmbătrânit, nu știu ce. Nu mai suport gălăgie. Deci nu mai suport. Am stat toată viața în toate cartierele și am stat la bloc.
Păi, mi-am făcut casă și... Zbuciu, da, mi-am făcut un birou și mi-am pus... Amintirile mele sunt într-un birou, toate. Aveam ziarele și le-am pus în păpereți. Ce tare. Și oricine vine să vede acolo. Și zice, bă, ești nebun, dar cum de le ai? Le uiți, le uiți anumite chestii. Și eu când intru în birou, mai stau, mai pun o bere și Anca și bă, iar încep. Și o iau, eu intru ce deja. Ce să da, de eu deja poza știu unde și ești exact ca în film, da, știi, te da, duci cu... Da, intru direct în... acolo. Și stau acolo câte ori așa de nebun și îmi face plăcere, liniște. Ce mai vine câte o căprioară, un iepuraș, mai... Bine că n-aveți urși. Păi, da. Să nu devenim noi urși. Am înțeles. Ce urmează acum? Deocamdată suntem... jucători liberi. Suntem liberi da? De contract. Ne-am terminat contractul la Al Ahli în Saudia. Așteptăm... Terminat ca lumea, adică... Da, cu contractul s-a terminat. Așteptăm banii acum... Banii ați luat, mămică, cum întreabă bătrânii? Ați luat toți banii? În general, da. Acum avem un salariu două de luat care să iau. Dar echipele mari, în general, au probleme. Au 4-5 luni pe acolo, că sunt sume mari. Dar, în general, se dau. Acum regulile s-au schimbat. Numai ca înainte să stai să... Da, te duci pe la FIFA, pe la da, UEFA. Aștept, oamenii îți spun, probabil. Da, da. Da. Florin, ce să-ți urăm? Sănătate. Mulțumesc. Asta, în primul rând. La toată lumea. Să ne vedem cu plăcere. Să găsiți contract. Da, și așa îmi place să vorbim. Deci, dacă mă întrebi acum și cum generația nouă care e pe telefon, ce faci, bine și... Când deci, nu. Da, da, e da. Ce faci? Da, da, bravo. Tu știi că mi s-a scris chestii de astea când și n-am știut și n-am știut ce. Bă, și ei râd de mine, să știi că și. Și voi Florine, păi tu n-ai Snapchat și am zis ce să fie, zice, dacă când îți pui limbă și urechi așa deasupra capului. Da, mai îmi dau mai mulțuie, dar ce înseamnă că nu înțeleg, mai jigni, nu-i de bine. Florin, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Vă mulțumesc de invitație. Să ai o primă o vară liniștită, dar nu prea mult ca să vă găsiți contracte și să vă apucați. Vrei să spun ceva, generația mea, noi ne iubim soția, eu știu, familia, tot, dar e bine să mai mergem într-un cantonament. Când vii de acolo, le iubești mai mult. Cu cea nea naie mare, ați dat și un telefon înainte. Și Măldărășanu întreba de ce. Hai mă, du-te departe, că rubri. Mii de mulțumiri, Coate, că ai fost alături de noi. Mulțumim. 45 de minute de povești. Din păcate, atât este timpul. Dar cine știe, poate după ce prinde contract, îl mai prindem în vara viitoare. Încă o dată, mii de mulțumiri. Dragi prieteni, noi ne revedem mâine. Toate cele bune. La revedere, numai bine. Hei, nu pleca! Abonează-te la canal și notificări și afli primul ce noutăți din sport avem pentru tine! Mulțumim! Ne vedem la știri și pe as.ro!